Mamă, miroase a gândaci, ești nebun. Salutare! Am creat acest canal pentru că, din păcate, celelalte canale secundare ale mele, de fapt, Flowstyle-ul, din păcate, nu mai pot posta pe el pentru că YouTube-ul mi-a făcut o mare problemă și din păcate, nu mai pot să postez acolo o bună perioadă de timp. Așa că tot ce o să facem și o să mâncăm, o să postăm pe acest canal, acesta fiind canalul secundar. Așa că astăzi o să degustăm niște dulciuri coreene, japoneze, asiatice, pentru că avem un magazin lângă noi și am zis să le degustăm. Și împreună cu Dia, care este în spatele camerei, o să le degustăm împreună. Ești gata? Da. Așa că o să degustăm prima chestie. Ia să văd asta. Și apropo, dacă mai vreți să mai facem videoclipuri de genul acesta, dați un mare like și bineînțeles abonați-vă pentru că voi posta din ce în ce mai des și aici cu diferite mâncăruri, dulciuri și ce mai vedem noi. Așa că prima chestie pe care o degustăm este, nu știu ce înseamnă asta, Victory Pie, asta. Haideți să o și vedeți, asta este. Din câte am văzut, asta este, stați așa să citesc puțin, pentru că văd că scrie și în engleză, iar în rest scrie doar în chineză sau japoneză sau coreană, nu știu exact ce scrie. Ok, haideți că am văzut, biscuiți practic cu aromă de căpșuni din câte văd. Hai să vedem cum e asta. E coreană. E coreană asta? Bă, dar ce bine arată! Ce bine miroase, vreau să zic. Miroase tare bine. Chestia asta. Dar știi că și noi aveam ceva de genul? Da, dar asta e că miroase tare bine exact cu ceva ce avem noi. Are geleu de căpșune înăuntru. Uite-o. Asta e. Se topește în gură. Poftim. La sfârșit o să mă, mie îmi place, sincer. Ți se topește în gură, e pufoasă. Ce și azi, vrei și tu? Tu n-ai voie dulce, dragul. Da, să spui cum e. Mie nu-mi place. Nu-ți place? Mie îmi place. Biscuitele ăsta... Da? E foarte sec. Nu prea are gust, doar geleul ăla de căpșuni are puțin gust. Nici geleul de căpșuni, nu are gust la căpșuni. Nu? Așa zi, vrei jos? Ia, dragul. Oricum, noi avem gusturi foarte diferite. Da, noi avem gusturi foarte diferite, așa că eu îi dau nota 6, sincer. Îi dau nota 2. Ok, rămâne nota 2 și cu 6 facem calcul 4. De 4. Ok, hai să trecem la următoarea. Uite asta. Ce e asta? Nu înțeleg. A, tot un fel de prăjiturică. Ia uite, așa. Bam, asta e. Hai să vedem. Ăsta e un fel de rice cake cookie. Adică prăjitură din orez. Cistnat. Cistnat castane. Da, parte de la castane. Castane. Hai să vedem cum e asta. Prăjitură cu castane. Eu n-am mâncat în viața mea castane. Eu știu că nu-mi plac castane. N-am mâncat. Așa țin minte. De când eram mică. Ok. Tot un fel de geleu. Ba nu. Ba da, tot un fel de geleu are înăuntru. Poftim. Nu e rău. Dar nu prea are gust, sincer. Doar și leuul ăla. Nu, nu prea are gust. Îi dau nota 3. Ia. Nu-ți place. Deci cu care pentru cățeii? Da, ceva de genul. Dar nu prea are gust. Sincer. Îi dau nota 3. Și geleul ăla nici măcar nu l-am putut să-l mestec. Efectiv l-am înghițit. Da. E așa... Ți se lipește de dinți. Nu? Da, e ciudat și... Blatul ăsta e pufos. Da, e pufos, da. N-are gust, parcă n-are zahăr, n-are sare, n-are nimic. Da. Ce mami? Eu îi dau nota 1. Eu îi dau nota 3. Ești bun. Eu sunt mai indulgent de felul meu. Hai să vedem. Astea sunt un fel de pochi, dacă le vedeți. Și astea sunt ceva sărățele cu ciocolată. Ia uite cum arată. Așa arată. Au gust de ciocolată cu alune. Miros. Se simte gustul de alune, dar... E soțios rău. Ia poftim. Nu e sărat. Mă rog, are ciocolată, n-are cum să fie sărat. Dar e foarte soțios. Mie nu prea îmi place. E ok. Acum depinde de și de gustul fiecăruia, bineînțeles. Dar,
It's ok, eu... E ok, așa ceva de ronțăit. Îi dau nota 6. Practic sunt sticks-uri, da, sunt sticks-uri. Cu ciocolată deasupra. Sticks-urile sunt puțin sărate, cu ciocolata dulce. E ok. Da, de ronțăială. De ronțăială merge. Eu dau nota 6. Ce notă îi dai tu? 4. O, ai crescut... ai crescut nota. Ok, hai să vedem ce mai avem pe aici. Începem cu astea mici și după aceea la sfârșit. Ce avem? Astea sunt... Opa, începem cu chipsuri, ceva cu chipsuri. Acestea sunt. Seamănă punga ca Cheetos. Alea de... le vezi în America, nu? Hai să vedem. Snacks Wang Sora. Ce e aia? Ok, nu știu ce e ăla, Wang Sora. Doar să nu fie iute. Așa iute, mie nu-mi place iute. Mamă, frate, dar te chinui puțin aia. Bă, ești nebun? Da, sigur are ceva. A, gata. Mamă. Miroase a hală industrială. Hală? Da, știi când intri în... Îmi vine să nu mai gust. Când zici așa. Ciudat, dar arată interesant înăuntru. Hai mă, focalizează-te. Ăsta e. Ups, am dat pe jos, nu-i problemă. Zici că scoici. A, da, o formă de scoici. Nu te crede, uite. Zici că sunt învelite cu niște... cu ceva caramelizat. Mamă, dar ce crânțăne. Deci e foarte crispy. Deci în momentul în care le iei, am un deja cu chestiile astea. Bă, dar de ce tot în cad? Sunt foarte crânțănitoare. Crunchy. Mi-mi plac. Știți chestia aia de sunt alune învelită în din aia caramelizată. Ceva de genul are gust. Mi-mi plac. Cum sunt? Am un fel de spray de miere deasupra. Da, miere cu caramel. Mm-hmm. Dar sunt faine. Nu știu ce este ce este, din punctul meu de vedere. Au gust de semințe, dar nu știu de unde. Mm. Dar seamănă puțin la gust cu semințele. Au și lapte. Nu ți se pare? Bă, dar astea poți să mănânci cu lapte, mă. Merg bine cu lapte. Ia mie. Dar nu ți se pare că are gust de semințe? Nu. Mm. Eu le dau nota 7. Nu sunt extraordinare, doar le dau nota 7. 4,5. Bravo! Hai să trecem la următoarea. Acestea sunt la fel tot din gama aceea, doar că, bă, mie îmi placă, le ador cum arată chestiile astea. Ia să văd astea. Tot snacks cu Zhejiang Eya. Nu știu ce e chestia aia, nici măcar nu scrie în engleză. Zhejiang Eya. Zic okay. Eu de ce... Zic eu de ce are gustul ăla de semințe. Pentru că... văd că toată chestia asta e făcută așa din făină de grâu și după aia numai amestec de ulei. Și ulei, da. Ulei de palmier, ulei de floarea soarelui, ulei de nu știu care. Okay. Deci practic mănânci ulei cu făină. Și astea au formă de altceva, ceva rotund. Hai să vedem la astea. Mamă, miroase a gândaci, ești nebun. La modul cel mai serios. Tu știi cum miros gândaci? Da, știu, miroase o grămadă de gândaci la viața mea. Ia uite ce fel arată. Dar serios, miroase oribil. A, ăștia sunt mai nașpa. Au puțin așa gust de caramel, dar... nu sunt așa cine știe ce. Mm. Trebuia să luăm ceva așa mai iute. Ceva mai iute. Mm. Mai nu-ți rău, ăștia sunt buni cu lapte. Să-mi spui cum e. Am miros a gândaci. Miros a gândaci ceva. Miros a grădiniță. A grădiniță? Nu știu de ce când miros, mi-aduce aminte de grădiniță. Ok, fiecare cu fobiile lui. Eu îi dau nota 5. Ia zi, ce notă îi dai? 1? Am mai gustat ceva similar, dar avea gust mai intens. Ok. Dau nota 3. Nota 3 cu nota 5, deci nota 4. Okay. Nu prea au gust asta. Da, păi n-au gust aproape deloc. Ambalajele sunt superbe, da. Dar nu au gust. Așa e. Următoarea. Ce mi-a aruncat-o așa fi tăpat. Astea sunt ca chipsurile noastre. Ia uite ce faine sunt astea. Mă, mie îmi place ce că-s colorate ambalajele așa de mor. Snacks Twist. Așa se chema. Ăștia
cred că seci, n-au niciun miros, mă rog, tot așa, ceva industrial. Și au formă de spirală. Mamă, ce tare ăștia, crăpădințe. Dar sunt puțin mai buni decât ceilalți și sunt mai dulci. Dar cam rup dinții puțin în ei. Mmm, gustă. Sunt mult mai dulci, dau nota 6 la ăștia. Miros nu au deloc. Au un gust tot așa de caramel dulce. Dar la notă 6 îi dau eu. 2. 2? 2. Nota 2, ok. N-au gust și sunt da. De porcărie, adică ți-am zis, pe lista aia de ingrediente e numai ulei. Ulei și iar ulei. Da. Hai să trecem la asta. Asta îl căutam eu de foarte mult timp și practic este suc de lici. Toată lumea știe, sunt niște fructe licii și asta îmi place mie pentru că o mai folosesc la cocktailuri. Au, mamă, deci cum să vă explic? Licii, sau de fapt sucul de licii, are un miros foarte asemănător cu trandafirii, sirop de trandafir, iar la gust are exact atât așa că vezi. Wow! Are, mamă, e atât de dulce, exact ca siropul de trandafire are, doar că mult mai dulce. Deci, vrei să gusti? Eu n-am mâncat niciodată. N-ai mâncat niciodată licii? Nu, și nici n-am băut, e pentru prima oară. Așa că un like, e foarte dulce. Nu e rău. Mamă, mie îmi cred că îți place, de obicei ei nu prea îi plac multe chestii. E foarte pretențioasă. Nu sunt pretențioasă, sunt tradițională. Tradițională. Eu îi dau nota... Bine, la sucul ăsta mie îmi place, îi dau nota, hai zic, 9. 6, nu e 6, cel mai intens gust. 6, nota 6. Adică nu e Coca-Cola, să fim serioși. Categorii. Acum trecem la niște chestii, budinci, astea. Iată, deci de-abia așteptam să le degust pe asta, pentru că sunt un set de 6 budinci cu diferite aromă. Mango, a, uite, cu gust de lici, cu gust de miere, și pepene galben cu gust de căpșuni și de portocale. Deci 5 arome sunt. Sunt 2 cu licii. Hai să le desfacem. Ok, eu iau cu mango. O să degustăm mai multe deodată ca să nu pierdem vremea. Poftim. Mango. Pam. Desfacem. Eu o iau pe asta cu mango. Nu te cred, dacă are consistența aia are ca la noi. Are consistența aia. Nu te cred. Are consistența aia da. Exact ca... Jeleurile acelea pe care le găsiți în magazine, da. Fiți atenți, mititele ca din copilărie. Puțin cât de tare. Da, consistența aia, un fel de jeleu. Ia. Yeah. Da, exact consistența aia pe care toată lumea o știți. Jeleurile alea. Mamă, ce îmi place. Uite-o. Wow, dar are fructe înăuntru. Are și fructul înăuntru, în sine, nu știu dacă se vede. Dar exact consistența aia gelatinoasă. Cred că o știți, jeleurile acelea mici, exact ca astea, doar că sunt mai mititele la noi în România. Bă, mie îmi place. E senzațional, mie îmi place. Nota 10 la asta, până acum îmi place. Adică l-am fost cel mai serios, nu exagerez, dar îmi place de mor asta. Consistența nu e genul meu. Dar e bun la gust. Dar, mamă, zici că mănânc pepene. Dar pepene da. E ăla bun. Știi? Adică, pe bune, gustul nu e din ăla artificial. Nu e deloc artificial. E foarte bun. Adică, dă senzația că, într-adevăr, mănânci fructul respectiv. Da. Ia, dă-și mie. Vrei să-ți dau din asta de mango? Uh-huh. Ok. Ia. Mamă. Mamă, zici că mănânci pepene. Uh-huh. Dar are și fructul înăuntru și de asta. Uh-huh. Deci... Mango nu prea are gust, da, pepenele e intens. Da, păi uite, are și bucăți de pepene. Pepenele e bun. E foarte bun, mamă. Ok, hai că mai iau una și gata, îți las ție după aia. E foarte bun ăsta, nota 10 îi dau eu. Tu? 8. Ok. Ok, pe astea le lăsăm. E foarte bun gustul la consistența, la mine. E genial, mie îmi place. Hai să trecem la următoarea. Avem în felul următor. Avem aici ceva tradițional corean sau japonez, mochi. Cred că toată lumea știe mochi, este desertul tradițional din Japonia. E un fel de prăjitură din orez, în stil japonez. Haideți să vedem. Ok, și arată... Wow! Așa.
ca la restaurant, dar ambalat n-am mâncat niciodată. Și, da, poate are gust diferit. Ăsta normal se... Ăsta normal se mănâncă înghețat, ceva de genul. Nu, nu se mănâncă înghețat, dar așa am auzit eu de la bunică. E bun să o mănânci înghețat. Păi da, eu așa mâncat. Da? Da, așa se mănâncă, să fie grece din congelator, ceva da, din... Da, să fie rece, dar nu chiar da. înghețat. Da, cu ce aromă? Wow, ce textură are! Oh, a, dar stai că are o chestie de-asta. Uite. Ia uitați-o. Asta-i. Hai mă, focați-o. Asta-i. Și are o textură interesantă. Hai să-ți dau și ție una și degustăm amândoi odată, ok? Da? Hai, îți vedem. 3, 2, 1, hai să mâncăm mochi. Să vedem dacă are gustul ăla. Deci care făină pe deasupra. Mamă! Are înăuntru desertul. E, nu e pe gustul meu, dar textura îmi place. Bă, ăsta e cappuccino dinăuntru, ceva de genul. Da, vedeți ce fel să face? Haide măi, mochi. Până amestești, te apucă toamna. Dacă te gori, gustul nu e rău. Nu e rău. Dar eu zic să le punem la înghețat, că vor fi mai bune. Da, înghețate sunt mult mai bune. Da, așa... Parcă e o gumă pe care tot stai să o mesteci. Da, și se lipește de ce gură. Ok. Deci dau nota. Da, o trebuiască înghețat neapărat. Îi dau nota 7. Îi dau nota 4, dar acum pare că dacă ne înghețăm e de vreun 7. Următorul, avem tot un desert. E bine, Bubble Milk Tea Cake. Deci un fel de prăjitor cu umplutură din ceai din lapte și tapioca. Noi am devenit obsedați, ieți. Deci vă zicem o chestie, noi am devenit obsedați de bubble tea. Este o nouă modă acum cu boba tea, bubble tea. Un ceai făcut din lapte cu niște tapioca, cu niște bule înăuntru, foarte tare și foarte bun. Și am căutat chestia asta și am, când am văzut-o, a trebuit neapărat să o luăm. Și asta este în format de prăjitură. Tapioca e un fel de perle din un fel de aluat pe care le mesteci destul de greu, nu? Da. Așa sunt foarte bune. Dar interesante, cu lapte și cu ceai. Hai să vă arăt cum arată. Așa arată. Câta cutia. Ce tare! Hai, ce drăguț! Poftim una, cadou din partea mea. Și ia să vedem cum arată. Haide! Bam! Dar sigur se desface. Nu, are acolo unde se le desface. Pa, pa, pa. Miroase a... a tapioca. A aluat. Ia așa. Da, a aluat. Nefăcut. Am dat pe jos. Zic că e ciocolată înăuntru, dar de fapt nu e ciocolată. Bă, nu-mi place. Nici mie, e amar, wow. Nu? Da, e amar. Deci că, ca și consistență, crema de dinăuntru, poate e gem, așa, super da, gros. Nu gem, cum se numea? E consistența al calamagiun. Gustul e puțin amar. Da. Nu? Și aluatul, din nou, foarte uleios. Am luat puțin doar din aluat, nu mai sunt gust. Am luat. Doar din aluat? E foarte uleios. Da. Da, mie așa nu-mi se pare. Eu dau nota 2. Dacă eu dau nota 2, tu ce note mai dai? Hai că dau și eu 2. Tot 2? Mamă, în sfârșit suntem de acord. Deci, cam acestea au fost dulciurile noastre. Așa că dacă mai vreți astfel de episoade, scrieți în comentarii, abonați-vă, dați un like și pregătiți-vă și activați neapărat clopoțelul. Un follow și pe Instagram, frontierisco, aveți totul în descriere și ne vedem în următorul episod. Așa că vă urez bun apetit și vreau să vă zic că ne vedem data viitoare, cum dă pace și e bine. Salutare!